Vintila Horia, il s'appelle le nouveau cousin. Il est roumain et son livre a pour titre « Dieu est né en exil ». Alors, ça y est, le prix, oui, oui, six voix, j'ai eu six voix. Premiul atribuit lui Vintila Horia nu a mai fost însă decernat din cauza trecutului politic al autorului, în urma unor dezvăluiri inopinante, după cum precizează Academia Goncourt. Astăzi, la 60 de ani distanță, Institutul Elie Wiesel a cerut în baza mult discutatei legi 217 din 2015 retragerea titlului de cetățean de onoare lui Vintila Horia. Motivul, în 1946, acesta a fost declarat criminal de război. Prin articolele de presă pe care le-a scris, el a fost redactor la ziarul legionar Sfarmă Piatră, cu caracter antidemocratic, cu caracter antisemit, cu caracter laudativ la adresa lui Hitler, a lui Mussolini și a regimului Antonescu. Vintila Horia a fost numit cetățean de onoare al orașului Segarcea la sfârșitul lunii noiembrie 2015. Cercetătorul Dinu Zanfirescu a studiat dosarele de la CNSAS ale lui Vintila Horia. În 1957 să fie amnistiat. E ciudat, totuși, un criminal de război să fie amnistiat, dar să condamne un om pe viață pentru două articole scrise la tinerețe, păi cred că e o aberație asta. Dinu Zanfirescu spune că în 1940 Vintila Horia a fost atașat de presă la legația din Roma. Când au venit la putere, legionarii l-au dat afară. Din dosarele de la CNSAS se reiese că s-a făcut o inversare voită. Luând din dosarul unui văr al lui, și care, acest Gheorghe Caftangioglu, a fost legionar. Nu se poate face cultul atâta tot. Ortile de cetățean de onoare cred că înseamnă foarte mult. Elevii din școlile din Segarcea ce să înțeleagă? Să scrie așa cum scria Vintila Horia. Și liceul din oraș îi poartă numele încă din 1994. Într-adevăr a avut o viziune de dreapta, da, cum se întâmpla în perioada aceea între cele două războaie, dar nici de cum, după mine, nu a fost un legionar. La atribuirea primului concurs s-au fabricat niște documente sunând că ar fi fost legionar și așa mai departe. Vintila Horia nu este criminal de război, dar pentru a nu mai avea acest titlu infamant, trebuie o acțiune juridică. Și această acțiune juridică va fi pornită de fiica scriitorului, Cristina Horia. Romanul lui Horia, Vintilă Dumnezeu s-a născut în exil, premiat cu Goncourt, a fost tipărit în peste 200.000 de exemplare și tradus în mai multe limbi.